Să spărge oale în capul lui maică-mea, de-a dreptul, la Da, fizic. propriu. O căra, o tăra prin casă de picior. Am văzut niște secvențe din astea, adică o lua de un picior și o tăra, făcea sarmale cu covoarele. O închidea într-o baie cu cheia și maică-mea țipa acolo și toată ziua era pedepsită, probabil. Nu știu, aveam vreo 14-15 ani, eram îngrozit. Adică era ca un monstru s-a comportat. Mă mai ceartă rudele când zic, mai zi de taică-tu, da, dar voi n-ați trăit acolo. Că nu-i frumos, zic, au murit, oricum nu-i mai afectează. Măi, știi cum o bătea? I-a scos un ochi. Maica mi-a avut un ochi din sticlă. Iată, rudelor, că voi ziceți că să nu zic. I-a scos ochiul, a legat-o de calorifer, că așa s-a întâmplat. Și caloriferul nu avea robinetul, avea cuiul ăla. Și maica mi-a zbaterea, i-a dat cu ochiul în ăla. Și a pus un ochi din sticlă. Deci era prea mult.